O tânără în vârstă de 25 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prinsă în timp ce a comercializat 100 de pastile de ecstasy. Potrivit sursei citate, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii DICOT, Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o acțiune de prindere în flagrant delict în municipiul Oradea, într-un dosar având ca obiect comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii au prins în flagrant delict în municipiul Oradea o tânără de 25 de ani din aceeași localitate, în timp ce ar fi comercializat 100 de comprimate de ecstasy. Ca urmare a constatării tehnico-științifice efectuată de către specialiștii Laboratorului de Analize și Profil al Drogurilor Cluj-Napoca, s-a stabilit faptul că întreaga cantitate de comprimate are ca substanță activă MDMA, drog de mare risc. La data de 3 ianuarie, procurorii DICOT, Biroul Teritorial Satu Mare, au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de persoana în cauză, ulterior aceasta fiind prezentată unui judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, precizează sursa citată. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale de Poliția Română, relatează agerpres.ro.